Îl cunoaștem după simțul umorului, dar mai nou știe să ofere căldură, zâmbete pe chipul oamenilor. E cunoscut ca rege al farselor, doar că de data asta nu va fi în rol de rege, dar un băiat simplu, deschis și sincer. E vorba de Anatol Melnic. Salut, Zina! mulțumesc mult de invitație! Cum are drag și eu îți mulțumesc că ai venit așa răgușit! Da, e ok, străzi, reci, afară. Dar e ok. Îmi place mai mult așa răgușit. Da? Cu voce așa mai... Da, uite și plăcerea ai tu când ți-ai pus căștile în cap. Păi da. Da, am avut o, am o pauză de vreo două, trei luni de când am fost la, la radio și acum am băgat căștile astea. Zici că sunt acolo. Zici că m-am întors cu 10 ani în urmă. Ce fain. Vezi, eu nu zadar te-am chemat, că tu să te întorci nu cu 10, dar cu mai mult, pentru că tu de fapt ai experiență de radio mult mai mult. E cel Vi, mai de mare fapt... Ben, beneficii pe care îl posed încă. Știi, când te-am telefonat, parcă nu-i vocea ta, parcă nu, nu sună melnic. Cum vrei să fiu? Cum vrei să fiu? Ami. La, 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 la. Baftă. Mersi. Hai să pornim de la asta că partenerul nostru este Aurelius, chiar dacă tu ai lăsat băutura de vreo patru ani? Uh, nu, am un an și aproape jumate, de când nu mai iau alcool deloc. Nici chiar un spumant gustos? Nici, cu tot respectul, îmi dau seama că e, e bun. Uneori îmi permit câte un pahar de vin, așa, la o masă, cu soția, cu familia. Dar alcool de genul coniac sau, sau bere, zero. Și aici faci o excepție? Aici nu pot să fac Amic. excepție, dar pot să, pot să te servesc dacă vrei. E, dar nu am să beau singură. Eu am Macar să, Măcar să-l guști. Eu am să ciocnesc cu tine. Dar na, eu mi-am pus în plan. De ce este vin? Aurelius este un vin spumant. Ai vin? Mă, hai, îl ud buzele, ok? Da, măcar, atât și asta hai. să, fie de bună o gore interviul nostru. Bine, nu au probleme. să pornim cu drept, au zis că să pornești cu drept în ceva, trebuie să, ca să tot, ca să meargă totul un bine. Un strop, o picătură. Trebuie să ție mai mult. Ca să meargă, eu așa, eu așa știu din anii mei de studenții mei, ca să meargă bine, trebuie să-i torni fetei la început să fie bine. A, tu așa știi secretul acesta, da? Păi, studențime, tata când îmi dădea... Sfaturi? Nu sfaturi, sfaturi, tata, tata nu avea timp de sfaturi, că eu fugeam de acasă, dar când îmi dădea câte o torbă de aia mare pentru cămin, pe săptămână îmi punea și de un litru, două de vin, știi? Păi eu, primul lucru care intram în cămin, întâi treceam la fete, în cămin, la toate camerele. Dacă ca să înțelegi, eu în cămin am stat cu cinci băieți și restul etajelor fete. Și îți dai seama că treceam pe la fete și le arătam cu costeștul. Prin intermediul sticlelor mele cu vin. Da, aveai atunci motociclet, căruț, ce aveai? Eu singur eram motocicletă. <laughs> le puneai în spate? Eu eram totul. Atunci eram slab. Eram nântut slab. Oh! Asta e bun sau nu? <laughs> Vezi Asta când vorbești bine. despre fete Asta e, bă, e, observat Am vorbit de fetele din cămin Și cartea mea Și sticla a dat drumul <laughs> La spume Aici pauză bă, Nu pauză, lasă Mergi. Pauză. Da, Mergem bă, Uite la aparataj să nu vă... da. da, oricum s-a dus un pic de șampanie Slava, tot o să fii bine Te rog tu să ne dai un semn Bă, de, bă mă. Oricum, da să ștergem un pic. Hai să ne ștergem. Prea repede a fost totul. nu știu că el e așa de, 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 de repede să iasă. Ok, m-am făcut tot. Hey. asta, ai, 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 ce pune pe YouTube E, te rog, acolo, pe partea ta Dar Slava, oricum, vine momentul acesta Așa să ne ajuți, te rog frumos Ai material pentru trailer, pentru teaser <laughs> Anatol Melnic a dat drumul în două minute <laughs> De la începutul emisiunii <laughs> ai, ai, ai. Ești slab. Ești slab. Nu cole? sunt slab. Am și o vârstă. <laughs> Mulțumim partenerului nostru, Aurelius, Aurelius, pentru acest moment. Ai venit rapid. Prea rapid. Nu m-am așteptat la tine. Bafta, spuneam și eu, e vârsta aia. Asta e, e semn. Hai. Îți mulțumesc că ai venit, chiar dacă inițial cumva așa era pe da și nu, dar totuși tu când vrei, vii. Ești prima fată care îmi stă în față și sunt ud la început. Adică eu niciodată n-am stat ud în fața la o fată și te ești prima. Bun. Asta e simt bun sau bafă. Bafă. e simt rău? E, bun. Eu, Eu foarte greu mă umezesc. Foarte greu mă... Eu trebuie să mă abțin. Bun. Bun. Hai bun. să pornim de la asta. Vorbeam anterior despre coroana ta, despre regi al farselor. Ei, regi farselor. Da, tu deja cum ai trecut pe altă undă, ai trecut pe alt segment, dar unde ți coroana cea de altă dată? Eu și pe Instagram, un an urmă, până un an în urmă, aveam scris regele farselor la descriere, la... și am șters acum vreau. luni în urmă, am șters chestia asta cu regele farselor, pentru că e absurd regele, numele ăsta și pseudonimul ăsta de rege al farselor, acum realizez că a fost o coplărie pentru mine, vreau și eu atenții prea mare. Dar te-ai simțit undeva regi? Cum e rolul acesta? Nu eram regi. Mm. am simțit până unde poate să ajungă aroganța unui, unui personaj de genul meu. Și până, până unde a ajuns? Foarte totul? departe. I am fost foarte arogant. Și totodată cu aroganța asta eu m-am intitulat și regele farselor. Ceea ce eu regret acum. Așa, mă rog. Dar poți să dai așa un exemplu ca să ne dăm seama până unde ajunge aroganța ta? Ai avut o situație în care tu ai zis că hey, e stop, tole. Aroganța nu răspundeam la telefon la aproape la nimeni. Chiar dacă stăteam și mă uitam așa, mă sună șeful, mă sună al doilea șef, mă sună cu nunțele, Anatol, unde ești, unde cum. Vorbeam de sus cu oamenii. Uh, făceam glume pe seama tuturor. Nu mă uitam că e persoană în vârstă, că e copil, că e... Eu când intram în, într-o încăpere, eu parcă eram dator. Să Sau le... ție -ți era cineva dator? Parcă eu așa mă purtam ca și cum e așteaptă de la mine asta, ca e alt fel de anatol, nu îl primesc gol, Eu așa credeam, eu de multe ori glumeam prostește. Pentru că știi, sunt glume bune, sunt glume moderate și sunt glume prostești. De multe ori făceam glume prostești pentru că eu credeam, eram pe linia că eu trebuie să glumesc mereu, ca să omul să râdă mereu. Insistam pe tema asta și nu-mi dădeam seama. Dar când a fost click cu cea la care Am o perioadă aia, când, după farse, când eram ascultat de foarte mulți, eram pe tron, eram cu Calu după care a venit perioada de jurnal TV, unde acolo la deșteptarea de weekend, după multe laude citite, auzite, mi s-a ridicat la cap. Și da. Dar cine te-a trezit? Cine te-a dat o palmă? Nu știu, timpul, cred, nu știu. Mie mi s-a aprins becul, în primul rând cu, cu slăbitul. Da, ca să slăbesc, mi s-a aprins becul, pentru că eu spuneam la multul lume că nu mai insistați soții la atâta la bărbații voștri să slăbească. Deja vă insistați. La bărbat, când o să se aprinde becul, atunci o să se și atunci el o să, o să slăbească. Dar becul acesta s-a aprinde de la sine? Da, dar s-a prindit datorită cuiva din, din jur. Eu am avut o situație, adică eram la, la radio, la diaspora, și acolo erau vreo 30 de fete. De vreo 20 de ani. și m-a chemat la, să fac poză cu dânsele la diaspora. Și eu am venit, eram și eu sigur pe mine că arătam frumos, credeam că și o fată din, de acolo spune, hai domnul Atol, hai mai repede, chiar dacă n-ați încăpiați în poza asta, hai veniți cu noi. Și acolo din 30 de fete, vreo 15, hi hi ha ha ha. Și asta m-a tare. Eu, asta, asta ne-a dat de înțeles că asta e că fetele astea care râs înseamnă că ele sunt de acord cu cei ce și-au spus, știi? Și ni s-au prins. După care, asta a fost doar unul din motive. După care am mai vorbit și cu soția, mă uitat la poză și într-adevăr am realizat faptul că, uite, și familie frumoasă am eu, eu aș putea să fac mai bine de mine. O familie frumoasă e fără burtă, da? Nu că fără burtă, dar nici chiar așa ca mine. Că eu, urmne, eu nu aveam grijă de mine, nu numai de ce ține de, burtă sau de corp, dar și de frezură. Eu, la mine așteptam să crească părul până nu mă împiedicam de dânsul jos, nu mă duceam la frizărie. Aveam, aveam vicii de-aia, -alea, de alea mici, dar o, importante în unele stații. Vă gândesc acum, Tane, cum te-a acceptat pe tine așa. A fost vreun moment în care ea să-ți facă niște observați, Ei, observații, niște sfaturi? Tania, Tania nu au făcut observații, Tania au luptat cu mine multă perioadă. Acum, după ce am fost la unele interviuri și eu am mai spus câteva chestii de genul ăsta, multă lume, de genul, o, oh, Doamne, cum te-a suportat femeia asta atât, mai că m-a făcut un monstru, un monstru, știi, adică. astea sunt unele lucruri negative care eu le-am avut și eu le-am scos în, în auzul și văzul lumii. Eu puteam să stac și să nu spun la nimeni, dar eu am spus ceea ce eram eu de rău. Eu n-am ieșit undeva la interviu să vă spun și ce bine am făcut eu și nici n-am de gând să spun, înțelegi? Adică omul când a auzit că eu am fost așa, am fost așa, am fost așa, a, ah, gata, hai să sărim, o, oh, Doamne, săracatani. Mă rog, în unele momente, așa e femeia. O femeie, dacă iubești crește bărbatul ca pe un copil. le educă ca pe un copil, asta nu e secret. Voi, femeile, mereu luptați ca să faceți din bărbatul vostru ceva cât mai bun, ca când ieșiți undeva, să vă mândriți cu el. Când faceți ceva, să vă mândriți cu el, da? Eu n-am realizat atunci o chestie. Da, dar când Tania îți spunea că trebuie să slăbești, trebuie să faci o schimbare, erau momente când tu te supărai. Nu erau momente când mă supăram, eu de fiecare dată mă supăram. Și cum reacționează un băiat atunci când e supărat și nu vorbești cu femeie? Nu, când nu vorbesc, dar îi spuneam, lasă-mă, gata, tot va fi bine. Eu eram obsedat de colo, de mâncam orice la două, trei noapte. În concluzie, eu sunt înțeleg că sportul te-a schimbat pe tine nu numai sportul, o, o sunit una, una cu alta împrejurimea. M-am apucat de sport, după care m-am lăsat de farsi, m-am lăsat de glumile astea, prostești multe din ele. Uite, am o perioadă de ceva vreme fac caritate, donații, proiectele mele mai toate sunt legate de lumii, de Oamenii care au mai mult nevoie de ajutor. m a schimbat. M -a sch Eu mă simt că mă schimb tare. Eu, Eu urmăresc schimb. toate aceste filmulețele tale și mă trebuie să recunosc de... că sunt în care bocesc. <laughs> <laughs> Dar sunt chestii care ești normal, ești firesc, Suntem oameni și să reacționăm la ele. Da, trebuie să spunem că e vorba de proiectul Hai cu mine. Da, mi-aș mine. Și da. de data asta noi ți-am spus Hai cu noi, vezi? Da, da. am acceptat. Dar în toate poveștile acestea, tu se întâmplă să te emoționezi prea mult și să plângi? Eu plâng de fiecare dată. Pe bune? Da, pe bune. Eu, ultimele trei luni, nu există un video în care eu, când montez nu plâng. Și eu am situații când eu plâng și las telefonul când nu pot să montez. Și las, fac o pauză. Și asta mare, vorbești tu? Mă relaxez, tu? asta eu vorbesc, eu ți spun că plâng. Da, eu ceea ce eu doi ani în urmă și aș fi recunoscut niciodată, da. Acum mă zic că nu există video să nu plâng. Eu dacă plâng, înseamnă că video e bun. Înseamnă că video o, o să ajungă acolo unde trebuie și o să ating anume momentele care eu am nevoie să le arăt la lume. Poate sunt situații care noi nu am reușit să le vedem. Cu siguranță, dincolo de ecranul acesta al telefonului tău, Dar voi se nu mai știți, întâmplă eu, nu am recunoscut. Momente. Eu nu am recunoscut. Eu, a fost o mică emisiune unde a recunoscut că eu plâng, tu știi poți spune exclusivitate, eu ți spun că eu plâng la asta. Eu, eu în story sau pe Instagram, eu nu spun chestia asta. Dar eu, eu am devenit foarte emotiv. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Dar nu știu ce s-a întâmplat, pentru <laughs> că nu știu ce s-a întâmplat, parcă în mine. Serios, spun, am 2 ani, un <laughs> an și jumate. ai la biserică, păi Dar nici fost o biserică, fiunzit? am un an jumate, doi de când eu nu înțeleg și cu mine. Dar, dar mie îmi place chestia asta care se întâmplă în mine. Mi îmi place tare schimbarea asta eu dacă știam că e atât de bine să faci bine. Eu cred că nici nu mai făceam farsă, dar mă ocupam doar de asta. Eu nu care știu. situație te-a întors peste cap, care te-a răvășit și chiar acolo nu ai putut să răziești? Te referi la video ori? Da, da, exact. Îți-l arăt? Arată-mi dacă... Hai, arăt. Video te le păstrez care... pe toate? Băi, da. Eu îți arăt video care eu înainte de a monta înainte de montare la orice subiect, eu întâi, eu întâi mă uit la video ăsta încă o dată. El te inspiră cumva? Nu mă inspiră, dar mă trezește. Eu, eu așa imagini mai puternică ca asta, eu n-am avut în viața mea. Eu dacă mai pun dat melodia, eu plâng. Și toate acestea care îți deschid inima, care îți întind mâna. Dar eu nu știu că așa e situația. Eu credem că situația e altfel. Dar situația e mult mai deplorabilă decât eu credeam sau arată masmedia. Nu m-am gândit niciodată să te văd cum plângi. Dar eu încă nu plâng. Anta, ah, dar curge? Curge? Da. Dar eu nu m-am Eu n-am venit cu... Dacă tu simți asta... Nu, plângi. nu, nu, e tot ok, pentru că eu mă uit în, în alte reluări cum, cum plâng alții și n Eu nu mă gândesc că eu o să ajung să plâng, dar nu vreau. Așa e de benefic schimbarea aceasta în tine. Păi Dacă ar o fiecare de unde pornește și ce trebuie să fac pentru asta. Mai de vine să vină să te Nu mă mai prind, eu nu vreau milă și eu nu plâng vreau, așa ies. Așa am iese. Și ăsta e video care m-a motivat să merg mai departe. Dar aceste bătrânele care tu le ajuți, te caută, te sună după asta. Da, n-am nevoie să mă caut ele. Uh. Cumva, ele îți dau vreun semnal, ele nu au dispărut. Ele îți mulțumesc că îți sunt recunoscătoare pentru ceva. Eu când le ajut, ele atunci îmi dau emoțiile astea. Pentru că asta nu i singura emoție, ele sunt mult mai multe fețe. Și, na, eu mă duc acasă și eu mă, mă hrănesc cu emoțiile astea. Una e ceea ce văd în față, dar una e când te duci acasă și faci zoom, doar pe față. Și mai pui puțin lent ca să înțelegi într-adevăr și, într și vrut, cum au vrut să-ți mulțumesc că persoana da, E greu, nu e, e foarte greu să montez videourile astea. Eu un video de asta cu bătrânele, cu oamenii bătrâni, eu îl montez în 4-5 ore pe telefon. Un video care are 3 minute, 4. Eu de câteodată eu am avut și situații când stăteam în pat și plângeam și Tania mă întreabă ce faci tu cu și mă întreabă și nu mă întorc capul și arăt și Tania plânge și ieși și îmi spune N -n 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 mai nu, mai, nu fă asta de Da. Tania mă roagă să nu fac des asta. Pentru că eu am avut o perioadă când mi-l mă dorea capul de la plâns pentru că am avut niște proiecte vreo 3 4 zile la rând în care una după altă emoții de astea, ba am fost la un băiat de asta cu probleme locomotorii, ba cu cu capul, nu știu ce și am avut o perioadă una după alta. Asta e o perioadă grea. Și m-am gândit niciodată că eu anume să ajung în astfel de situații, în așa stare. Dana E o stare dureroasă, dar plăcută că... Știi, plăcută din moment și știi că voi ajuta pe cea. Ai spus că ai plăcut cu Tatiana și... Da, Tatiana a scăpat la și a zis, te rog, te rog, nu mai, nu fă așa des. Și nu s-a referit la faptul că nu mai fă bine sau... Dar nu-i place să mă vadă așa. când te-a și... văzut prima dată că plângi, ce ți-a spus? Da nu, că la noi s început, nu știu cum, la, la un film, nu știu cum s-a început oșa, eu de obicei eu de Tania când plânge, îi puneam cu sau chestii de deci, genul, știi, și la lacrima și eu mă uitam la dânsă și râdeam, știi, și Tania îmi spunea, dă-mi pace, Și am ajuns în perioada, în momentul când invers, Tania se uită la mine și și că plângi și eu și „Dăm dă-mi pace. Am devenit emotiv, dar nu înțeleg de deci. ce. Nu înțeleg cum. Na, Dar când ai mai plâns? Mine... Când s-a născut Cami? Sau... Păi da, normal că am plâns. Eu am plâns când s-a născut Cami, și gata. Și acum poveștile acestea îți răscolesc sufletul. Nu știu, dar nu e vorba de răscolirea sufletului. Da, probabil când vezi oameni atât de triști, asta chiar te face să nu simți așa o durere adâncă. Să te gândești. Cu... Eu întotdeauna am dau întrebarea și zic, uite, noi suntem sănătoși și noi suntem nemulțumiți. Uh, noi mult vorbim. Noi toți mult vorbim. Eu nu fac asta ca lumea să vorbească, pentru că eu de fiecare dată când pun un video, eu citesc comentariile la lume. Bravo, Anatol, sau vreau eu nu, Eu nu pun pentru asta, pentru bravo, Anatol, sau pentru like-ul. Eu vreau din 1.000, 2.000, 3.000 cât o cât pus, pus like, 10, măcar să încerci să fac și ei așa. Dar asta e așa de ușor, voi nu aveți idei și nu trebuie bani. Aici nu trebuie bani din punct de vedere financiar, eu nu stau bine. Cum nu stau bine? Adică nu trăiesc cum își închipui lumea, eu dacă dau premiile astea în fiecare săptămână, sunt premiile mele, astea sunt premiile la sponsor care, care dau. Și îmi plătesc pentru publicitatea asta care fac. Dar e așa de ușor să faci bine. Eu chiar am pus un video pe TikTok și am pus titlul Voi n deși de ușor să faci chestia asta cu bătrânii. Mai este lumea care spune că bine faci, trebuie să ascunzi, trebuie să nu, să nu arăți la lume. Noi, din păcate, trăim într-o perioadă tare tămpită în care eu aș îndruma pe toți. Atunci când faci un bine, trebuie să-l pui. Pentru că, din păcate, și, și vine generația asta care vine acum. E generația, știi, mai mult de TikTok și de alte nebunii cu care, mă rog, asta e creștere asta e dezvoltare dar noi trebuie orice bine depus online ca lumea să vadă, ca lumea să facă exemplu să facă din 101 Și Bun, tu acum mă zici că nu ai boala asta a vizualizărilor nu urmărești, urmărești asta dar cum, a fost stai, stai, o perioadă cum când tu ai avut Cum nu urmăresc? Adică mă uit mă uit la la rating ăsta ca să știu să fac mai bine sau să să, e ok să rămân așa, adică mă uit după impactul la lume ca să știu dacă treaba asta mi am făcut-o eu bine data asta sau nu. Eu oricum analizez la toată... Da, dar nu ai cumva dorința ce e nebună de a aduna cât mai multe vizualizări. Dar nu mai sunt eu omul ăla. Apoi tocmai de asta, dar ai avut boala asta odată. Bă, dar cine nu are... Toată lumea a avut. Înainte eram obsedat, făceam refresh la fiecare două minute, ca să văd, este comentariul la farsa aia sau mai vine un like sau mai vine un bravo în tipic de tare de omul ăsta bravo tole și apoi când vedeam un mesaj negativ plecam pe 5 minute și iar facem refresh și iar un mesaj bun și yes <gângătări> da, dar la da. mesajele da. negative da. de regulă cum reacționează? Dezordonat înainte eram așa foarte neînțelegător. Lumea, lumea nu mă cunoaște încă și în comportamentul ăsta. Lumea crede că eu sunt diferent, dar eu nu sunt diferent. Eu, toate mesajele negative eu le punem aici, înainte. Da, iarăși făceai o farsă. Faceam o farsă, dar după două, trei zile în care eu întrece, eu citeam înainte mesajele negative. Acum văd un mesaj negativ, acum râd, cum reacționez așa mai... Sau dacă răspund, răspund de genul ai avut o zi proastă, te iert. Da, am văzut că eu. ai reluat întâlnirile cu oamenii la care ai făcut farse și da, nu simplu. Da. Și cum te primesc ei, așa cum arăți tu în filmulețe? Bă, nu. Eu am început să-mi cer iertare de la toți ăștia care fac, le-am făcut farță, 8 ani de zile. Acum urmează, am zis, cu 8 ani în care eu o să mă duc pe la ei și am să le dau câte un cadou. Plus, asta este foarte mult lume curioasă. Vă de sunt acele personaje care se ascund, care noi am râs. Pentru că vrei, nu vrei, multă lume râs. Multă lume râs la, la farțele astea. asta cu Până ce mi-am luat mi-am cerut scuze de la patru oameni urmează peste o săptămână apropo să mă duc la următorul Da câți ai? Ai reușit să-i numeri? Am vreo sută <laughs> A, și în opt ani cumva încerci foarte ușor Încet, să... nu mă grăbesc pentru că am proiectele astea cu toate, da Cei care tu le-ai făcut faci să te aștepte într-o zi la ei Da, da, da e Singurul care din astea patru care i-am făcut e un băiat care nu m-a iertat chiar dacă i-am dat bilet acolo, mă rog, mare premiu numai și ala, la, la șerif Real Madrid, i-am dat uh, bilet, dar ceea ce am pus eu pe internet, deloc, sau mai bine spus, puțin variază de ce s-a întâmplat cu adevărat. Eu acolo când m-am apropiat de băiatul ăla să iertare, el mi-a spus că ai nevoie, că ai noroc că vine venit cu televiziunea. Că eu de mult te trimiteam. Așa spus. E bine că nu-ți dădeam bot. Și eu, da, nu cred că era educat băiat, e educat băiat. Și eu când i-am dat premiu și am spus iartă-mă, el vreo 3-4 minute îmi spunea Dumnezeu să te ierte, tu dă-mi pași. Eu pe nu te iert dat Și aici mi-a făcut, dă -mi pași cu premiul ăsta. După care eu încet, încet l-am luat cu ușor. Dar în rest, major, restul, până acum m-au iertat așa, au zâmbit. Au râs și au spus, asta, asta e, face parte din, din trecut. Dar ai luat vreodată bătaie la greu din toate poveștile tale? De, dar, din cauza farselor, nu. Eu sunt urdat la bătaie de două ori, adică în viața mea. Odată la 15 ani, când am fost arbitru de fotbal. La Sărucieni atunci. Și odată când eram anul doi la Cămin, la trei băieți am luat în coridor pentru că purtam cerșeaua. eu. și a fost de învățătură? De atunci nu, nu -a mai a fost de învățătură, cercea. că asta nu mă învăța pe mine că spate cu cercel sau nu. Și nici, eu nici nu eram omul care De spate. Dar unde ți-ai pus cercelul, măcar spune? Mi am pus cercel în ureche și mi-am vopsit părul în albastru cu galben că vroiam să fiu ca Animal X. Ca ăștia trei, Animal X. N-am crezut că vei... Și am văzut acolo la ei în videoclip că ei-s și cu cercel și am vrut, zic, dă câteva zile să fiu și eu Animal X. Știi, să... Și ai fost. Am fost în Cămin în Moldova, în Căminul numărul 8, eu am fost în Imalics de o, câteva zile. Am vrut să văd și eu am vrut să fiu și eu. Am luat bătaie. Păi nu că am luat bătaie, că m-am lăsat direct. Erau mari și au mai fric și m-am pus la pământ și eu dat. Asta. Asta sunt singurile două bătăi care le-am avut în viața mea. În restul nu m-am bătut cu nimeni. Dar ești de conflict în general? Când vine nu. cineva, nu știu, să sară la bătaie, tu... Dar cine să sară la bătaie? Da, bine, hai să nu zicem de, dar, bătai, cine, dar în general, -da, că n ai -da, conflicte... De -da, cine să-și permită să sar la mine la bătaie? Eu, eu văd, foarte mulți, eu timp de o perioadă de 8-10 ani, eu am, văz, am, văzut, foarte mulți, foarte multe comentarii de genul Melnic, like, dacă eu aș fi fost în fața ta, dacă eu te-aș prinde. Doar vorbe. Nu nu da dar până la urmă ce bătaie. Eu am avut câteva conflicte, dar niciodată nu s-au ajuns la bătaie. Pe mine, persoană, o persoană nervoasă, dacă se apropie de mine, eu sunt omul care încerc să-l calmez. Dacă nu, eu devin mai rău verbal ca dânsul. Și atunci schimbăm situația. Eu sunt o persoană foarte calmă. Dar dacă întrești măsura, eu sunt rău. Eu sunt rău verbal. Crezi că pe tine te-a crescut în mare parte jurnalul? TV-ul? Da. Jurnalul? Eu de la jurnal am doar câteva persoane care pot să le mulțumesc. Asta e Victor Gândea, că m-a dus la radio. Asta e Nata Albot, că m-a dus la TV. Eu atunci am prezentat Eurovisionul în camera verde la Moldova 1. Ea m-a dus. Mi-a dat libertate, chiar dacă acolo nu prea era. Adică trebuie să asculți. Da. Mi-a dat libertate. Jurnalul mi-a dat nume, mi-a dat o cale de început. Eu când am plecat de la jurnal, deja băi, s-o pe mine. Când într-un interviu am spus că m-am dus din cauza banilor, din cauza salariului, pentru că am spus ce, ce este. Am dus, nu, asta nu înseamnă că eu am scuipat în voi, că nu după ce am plecat de la jurnal, ei au, au, văzut, spunând că am plecat din cauza financiară, că primeam atâția bani, nu știu de ce și-au închipuit că eu am scuipat, eu n-am scuipat în ei niciodată. Eu doar am spus situația reală, de ce am plecat și asta e tot. Și nu te-au chemat înapoi? E, după interviul ăla, cei de sus sau care erau atunci la conducere și îți spun că și-au băgat în cap. Am impresia că s-au strâns unul pe altul și se convingeau că mielnic. Au turnat gunoi peste noi, dar eu n-am făcut chestia asta. Eu n-am spus că jurnalul e așa sau jurnalul așa sau voi știți ce se întâmplă acolo la jurnal sau voi știți și s-a întâmplat vreodată sau ce e acolo la conduce. Eu doar am spus un simplu, scurt, clar. Eu m-am dus din cauza financiară, că am vrut mai mult, nu mi s-a plătit, gata. Jurnalul mi-a dat nume, jurnalul m-a crescut, eu recunosc asta. Datorită în mare parte jurnalului deșteptare de weekend și jurnal FM, eu mi-am creat încet un nume și nu-mi pare rău. Totuși, farțele care le-ai făcut tu atunci când erai la jurnal, tu ai dreptul asupra lor sau nu? Mai enervat. Foarte bine. Hai să te vedem și <laughs> așa. Și mă enervat. Eu aveam un salariu mic. Păi dar... mic, hai să vedem ce înseamnă. Tu tot zici salariul aveam mic. pe lună 4.000 de lei. Eu care făceam câte două, trei farse pe, pe zi, pe sară. Atunci, la momentul, eu eram ratingul radioului și împreună cu Gabi Marcu și Alex Gurdilă, cât am prezentat, noi eram și ratingul jurnalului. Nu vorbesc de weekend, dar în general nu aveam rating mare, vrei, nu vrei să vorbea de emisiunea că eram buni. Eram buni și atunci poate nu vorbeam, dar acum, fără modestie, eram buni cu Gabi Marcu. Uh, mi-am făcut eu cont de YouTube și mi-am băgat farțele acolo. Pentru că am auzit pe YouTube, se poate de făcut bani. Se poate primit bani. Și de o lună, două luni, trei, am strâns, cum am strâns? au strâns vreo 80.000 de abonați. Dar pentru perioada aia, credem că era, o, era, lume bună. Și 80.000 de abonați nu numai din țară, dar și din deasupra cum ascultam mulți. Și am pus ca să-mi să scot bani de pe YouTube o la 3 luni. Că să nu scot câte 200-300 de dolari. Simți că sunt un ban. Sunt. Și uh, prima dată am scos, în trei luni am scos 1700 de dolari, să și acum. După care mi-a venit mesaj de la YouTube că contul nostru monetizare este blocat totală. S-a scris cereri. de ce? Pentru că trustul jurnal a depus plângere pe contul meu că farsele și videourile cu mine de la pusă pe YouTube le aparțin lor, dar nu Asta după ce aveam salariul la mic și, mă rog... Da, mai erai angajat la ei? Eu nu că eram angajat, eu lucram... Am înțeles. Eu făceam farse în continuare atunci. După care am vrut o explicație și mi s-a spus că da, noi am de văzut plângere, da, noi am scris plângere pentru că este sunt drepturile noastre, este sunt farțele noastre. Și am întrebat, dar tu nu ai putut să vii întâi la mine să-mi spui, uite tolea, avem așa o chestie, hai că punem plângere pe tine, cumva facem cumva, desfacem facem cumva, hai la urma urmei, hai să ne împărțăm, de nici nou niște procente, dacă tot pui de la noi, că eram de acord, ok? Dar fără să-mi spui tu, fără să discuți cu mine, tu, tu scrii plângere directă la YouTube și YouTube nu te mai întreabă două ore dacă tu e drept sau nu, pentru că YouTube dacă vede că de la o companie serioasă plângerea direct fără întrebări îți închide monetizarea. Și mi s-a spus că da, nu așa am făcut noi, asta e. Și n-ai mai revenit? Gata, contul este închis. contul nu e închis, monetizarea e închis. Acolo sunt abonați, mulți, farsele încă prind vizualizări lumea să uite, pur și simplu contul nu este monetizat. Eu, adică, eu nu pot scoate banii acumulați de 8 sau 9 luni. Acumulați acolo. Am vreo 3 mii și de euro. Ei, dacă îi scoți, ești milionar. Nu pot să-i scoți, <laughs> gata. Nu A, pot să-i scoți. n putea nimic Nu pot să, poți faci. să scoți, gata. E blocat monetizarea, nu pot să-i scoți. Chiar dacă jurnalul transmite înapoi mesaj. Chiar mesajul. dacă, gata, pe YouTube nu-i interesează chestia asta. Așa sunt și uite, mi-a făcut asta, a fost, ăsta a fost încă un motiv pentru mine să mă gândesc bă, unde e solidaritatea, cumva dacă vreți așa tare drepturi, dacă așa vă credeți voi că sunt drepturile voastre, măcar vină și discut cu mine în față. Și spune, uite, Anatol, noi avem așa o problemă, hai să rezolvăm. Dar, Dar, nu... tu nu ai trântit cu pumnul masă, nu te-ai enervat, nu te-a supărat asta. Tu și atunci ai reacționat foarte calm. M-am dus, de... ce putem să sau... Eu te spus că eu... Karma! Exact așa ai făcut într-un story tău. Karma! Exact. Anatol, tu ești primul copil în familie. Da, primul. Asta nu te-a făcut să fii tu mai responsabil? Nu. Să ai grijă de toți? Ei grijă de toți. Eu de mine nu avem grijă, dar să, să am... Ce fel de frate de mai mare ai fost atunci? Ei... Eram frate care și trăia își trăia viața, se distra cu frații ei, am mai mici, îi bătea, îi uh, făcea haz din necaz de ei, îi uh, prieteneam cu frații mei, na, eram fratele mai mari, eram bosul. Eu cu frații mei mă împortam ca zeu, ca, e, ca zeu, ca bosu. Eu de multe ori eu aveam chestii de genul că ăștia doi așa erau mai uniți și eram dificultat împotriva lor. E ca frații mei, rog, copilării ăștia. Nu situație când... Când de la mici mă închideam să în casă și mâncam. Și le arătam uh, de la fereastră cum mănânc. Că erau numai trei ouă. Și cum să parte o trei ouă la trei frați? Asta e câte un deci, eu nu pot să mănânc trei și se i pe dânsa afară și eu să de la, de la ușă că era cu, cu fereastră. Și să și un în prag și așa îți mănânc. <laughs> și... Apropo, tolea, că eu am aici niște efecte. Da, da. Și săraci, să uite, să uite uit cum eu mănânc ouă. Wow. Și deja vă să duceau și în grădină și mâncau niște roșii mă, furau, furau wow vicin, și furau, de wow la vecini, să reu gardul furau ouă de rață de la vecini și mâncau Un doi. Bun, dar în astfel de situații ești pe tepsită. Eu cel puțin eram Ei, petepsită. Dar da părinții nu știau. Am voi așa erați într-o legătură? Că... Când, că la noi așa era, că dacă părăști cineva, o mănânci și tu. Așa era tata, <laughs> a, știi? Așa uh -huh. e tata. Când vii acasă, îi spui, bă, uite, frate meu, a făcut așa, tata vine și mă pedepsește, dar după asta vine și te pedepsește. Pentru că trebuie să fii bărbat, nu părăști. Da? Așa era educația la noi. Dar și ei, nu rău că se temeau să nu, să și ei. Dar cine era mai indulgent în familie, tata sau mama la voi? Ei, uh... Mama era persoana care, dacă vroia să ne pedepsească, eu fugeam în șirieș, în vârful și ea se uita 5 minute așa, dă-te jos, de dă jos și eu nu ascultam, dar tata era, dacă auzăm tata, îți dai seama, biloc eram stâlp era frică, nu cu frică de tata, dar așa se întâmplă, am impresia că în multe familii, vrei, nu vrei, lu mama îți mai permiteai să răspunzi înapoi, să mi dai un cuvânt, să fugi, așa, să dăm pași, e. la tata nu merge chestia asta, la tata era din, din start, din, din copilărie, ne-a educația asta, că știu, și el insista și cu mama să facem așa, dar vezi că na, așa eram noi cu mai copii, mama îi răspundea înapoi nu zadar ești de la coster și eu de la Rezeni. Cam așa educații sunt peste tot și în regiune regiunea asta. Eu când, când auzăm că las că vine tata și îi spun... facem curățenie, nu numai la mine, dar și tata mă mahala. Da, mami era frică să-i întoarcă cuvântul lui tata înapoi și îmi zicea, mi fuci te ascunde. <laughs> exact, exact. Da, da. <laughs> și eu atunci eram nevoită. Bun, uh, Acum vreau să te întreb dacă tu cu tatăl tău aveți o legătură cumva mai strânsă, iată, educația asta care ți-a dat o, o transmis mai departe? Eu de la tata sunt cam multe, dar ca legătură tată ficior, așa intens, sufletești, să am eu vreodată să vorbesc cu el, nu, n-am avut niciodată. Adică eu tatăl îl iubesc mult. Eu cu tata discutam foarte mult, dar să ajungem la anumite teme, fletești și adânci să vorbim, nu prea ajungem pentru că, nu știu, așa e caracterul tata, el nu-i place să asculte în special de băiatul ăsta mai mare, că el e copil încă el, nu cum el să mă și vrei, nu vrei, am căpătat și eu asta de la mine. Tata are aroganța lui aparte, are și el chestia asta. Nu știu, tot aroganța asta. Vrei, nu vrei, de asta și noi de multe ori nu reușeam să ajungem la o discuție așa să spui, hei tata, ia ascultă mi așa Tu trebuie să faci așa pentru că nu, nu prea mă ascultă el. Tu îl telefonezi pe el sau pe mama? Pe mama mai mult. Acum pe mama. De ce? E mai accesibilă? Nu. Mama spune ce nu, ce nu spune tata. De ce spune mama și nu spune tata? <laughs> Mama spune ce a făcut tata. Dar da, 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 tata nu spune ce face mama. Mama spune ce se întâmplă acasă, ce trebuie, dar tata nu-i trebuie nimic. Nu, nu, nu trebuie, las ca să ne scurcă. Eu când îi spun și -o întreb, tata, trebuie ceva, o nu las ca să ne scurcă. Mama spune, mama, băi, uite, sunt probleme aici, sunt așa, sunt așa, sunt așa. de și uh, sunt pe mama, mama spune adevărul. Tata așa, un conjoar lui place -a. Tata să fii bine, Dar, nu, dar apropo, părinții tăi te au telefon fix sau <coughs> o telefon mobil? Deja au mobil. Ambi? Au ambi, da. Au ambi fixul, nu știu, nu, 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 nu mai lucrez. Dar mai ții minte numărul de fix de acasă? Da, 0268 566, 56, ăsta e fixul meu. Și glumie, ăsta e. Asta e telefonul în care eu... Toată saliva în eleață, era acolo, pentru că Știi că era în copilărie treaba asta că sunam și suflam la vete. când se stângea lumina, atunci era... De vorbeau toți fir. Sunam și suflam. Ridica receptorul. Fata care îți plăcea și... <grijint> <grijint> asta era un semn. Asta da. se dacă fata îți răspunde înapoi... Înseamnă <grijint> că ești de sau că ești tu. <grijint> da, e rușine <grijint> să <-s> spui. Da. Uite, <grijint> uh, ce zici dacă sunăm acum fix să vedem cine ne răspunde? Eu sunt de acord, dar eu nu știu dacă există fixul la noi. Nu știu dacă lumea lucrează și la voi la cum că rămas fixul. Da, părinții mei... Serios, hai să văd. Mă eu, telefonează. Da, probabil este cu 0, 268. 268, da, da, exact. da, da. Hai să vedem cine ne răspunde, mama sau tata. Ah, de asta tu mai poți să, mă conectez la Bluetooth, acum am înțeles. Dar nu se a dat seama inițial. Nu. Number not valid. Atunci sunam pe numărul lui tata. Pe numărul lui tata? De mult n-ai vorbit cu tata, nu? Uh, uite, sunt sun pe tata și zici că, uite, tata, de mult nu ne-am auzit. Ce mai faci? Dar știi numărul pe de rost a părinților sau nu? No, no. Da, cui număr pe de rost îl știi? A Aici tot e modern, vezi? Tot e prin crește. Hai să vedem că de sincer ești tu. Dar când n-ai sunat ultima dată? Că toată n-am vorbit de vreo săptămână jumătate. Dar cu mama? Două zile. Dacă mă răspunde, înseamnă că e la școală. Mai așteptăm. Mai așteptăm. <laughs> <laughs> Taticul tău este profesor? Gata. Nu, no, el a vrut să răspundă și a închis. Nu, 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 Mai nu. Mai încerc o dată. Tata meu e profesor, da, da, acum așa mai mult cât când retrageri care are probleme deja cu sănătate de tare mare. este profesor de? Geografie și biologie. Și ai fost bun în aceste obiecte? Nu, nu că bun. Mă lăsam pe tânjala că poate m-a ajutat tata, dar nu e și o șansă că tata nu... Nu vezi cum răspunde. Tata mie mi-a fost diriginte din clasa 5 -a până la 12 -a. Tata mi-a fost profesor la biologie și geografie. Eu am fost învățat singur în 17 fete. Iarăși, nu mai fete. Da, nu mai fete. este uh, că mi-a scris Camelia un mesaj. Uh -huh. uh, tata meu nu știe. Nu știe, adică. Acum nu știu dacă e lovză, dar nu cred că nu știe. Că cabinetul lui de geografie era și laboratorul unde noi când vedem control, făceam lucrări de control, el lua foile și le ducea în laborator ca să le controleze mai târziu și să pună notele. Tata de obișnuia să, să ducă a doua să le controleze. După ce se termina orele de școală, pe la vreo 4-5, noi ne acasă toți și îi spuneam la tata spate să mă duc cu teren să joc fotbal puțin. Și eu luam cheile lui tata, îl facem în laborator. facem în copy-paste? Și din lucrarea care trebuia să fie pe 2-3, eu o făceam de 7-8. Adică luam așa. scriam și cu greșeli, dar și corect. Și așa am făcut vreo 2 ani în școală și nimeni nu știe, nici tatăl nu știe. Eu mă îți spun prima dată, ție. <laughs> <laughs> și dacă se mă audă colegile mele de școală care spuneau, bravo, tole, dar tu știi bine că tatăl tău. Ta, ta, dar eu... De multe ori lucrările de control întream laborator și îmi schimbam cu Și puneam, așa, scris mai bun și... Dacă nu făceai, rămâneai repetent? Nu că rămâneam repetent, că nu eram eu nici prostul să prostul clasei. Dar eram băiat care obișnuia să, să, nu, nu înveți tare, să alergi pe teren, sufle, telefon la fete. Așa eram un, un blăreț, nu-mi nu, nu -mi plăcea mie să tare așa. Tu ai avut multe fete în jurul tău. În clasă, da. Povestești la Cămin, ai fost înconjurat de fete. În Eu, școală ai în fost înconjurat de fete. Studențime, da. Am avut fete în jur, asta nu înseamnă că am fost cu multe fete. Dar nu te-ai simțit rege cumva aici? Nu. Eu mă temeam de fete. Eu de fiecare dată fugeam de fete. Mie îmi plăcea știa, să fac. Asta era pentru mine un hobby în studențime. Nu îmi plăcea să fac fata să se îndrăgostească de mine și eu fugeam de asta. De asta era un hobby. Asta așa o plăcere, era. Nii mai mult nu-mi nică. Deci eu și la universitate, și la cămin, eu luptam așa tare, mă vărăm așa tare în sufletul la o fată să o fac să îndrăgostească de mine și după care eu dispăriem. Gata, nii nu trebuie nică de la fata. Aceea. Eu, eu, eu vorbim de momente în cele de, de-astea care știi. Asta era plăcerea mea și să Sunt dragostească și eu să fug. și a rămas gata, ceva de Gata, atunci. eu ne-am făcut scopul, știi cum așa eu. te îndrăgostit? Gata. ok, mă duc la alta. da, dar cu Tania nu am mers asta. Ei, dar stația cu Tania a fost altfel. Cu Tania eu în general nu m-am gândit că o să meargă ceva serios. Eu eram la nuntă, ea a venit, am văzut-o că e frumoasă, tare, m-am gândit că, ei, hey, asta e frumoasă, am să profit câteva zile de ea, cu ea, mai bine spus nu de ea, cu ea, o să ne mai distrăm, o să mai așa s-a întâmplat că m-am îndrăgostit rapid în ea și ea... Da în cum te-o cucerit? Care a, a fost secretul? O Dar, pă, era fat frumos. Acum... Cum să întreb cum te-ai îndrăgostit? Păi atâtea fete frumoase erau prin jurul tău. Ei, Oricum, ceva a fost. Păi, nu, am văzut fata asta, s-a prins. Asta e S-a prins becul, m-am îndrăgostit în ea acum. Și bă, e atât de plăcut când te îndrăgostești de cineva, îți primești înapoi exact aceleași sentimente. mai mare plăcere nu există. Chiar și acum, adică când ai 10 ani de căsătorie sau când ești deja cu familie, poate pentru cineva poate să pară straniu, dar când îți spui după atâția ani pe tale, te iubesc și tu primești înapoi, te iubesc și la... Asta așa o plăcere așa, că așa schimbă ziua. Începutul de zi e atât de important, nu mai chipui că poate fi atât de important în cazul în care dimineața o pupi și îi spui te iubesc și auzi înapoi te iubesc. Ziua are un alt curs. Ce frumos. Dar se spune că bărbatul își găsește femeia după chipul mamei. Este adevărat? Nu știu. Mama brunetă, Tania era blondă. Tania m-a plăcut, eu am plăcut-o, îți spun că eu n-am, și m-am gândit cu ceva cu serios cu ea. Când am văzut care sentimente față de mine, am zis, ok, hai să mai stau cu fata asta. Într-o lună când m-am îndrăgostit tare, deja am zis că stai că eu nu trebuie să o scăpi de Pentru că eu după ce am cunoscut-o pe Tania, după șase luni eu am cerut-o în căsătorie. Păi da, mm. uh, și am privit și mi-am făcut niște notiții cu șase ani mai mică și șase luni uh. v-ați întâlnit. Da, șase luni m-am întâlnit, eu veneam după o decepție de trei ani, da, după care a trecut un jumătate de an și am cunoscut-o Eu am cerut o în căsătorie nu numai pentru fapt că o iubesc, dar și pentru teama ca să nu pierd. Și Tania știe asta. Tania se râde din mine uneori. asta că, eu știu tu ce mai cerut în căsătorie, că să nu mă pierd, nu cumva să... Și i am spus că da, așa -i. Sună mama, te rog să răspunzi. Suna... Vezi cum se leagă lucrurile. Vorbeam de ea. Te rog. Alo, uh, Zaia, eu sunt în emisie direct tot ce vorbim noi. Nu, te rog. A, nu? Uh, nu, Aș, nu zice da, că ești în emisie directă. Știi de ce am spus asta? Pentru că am o pățanie care am făcut-o azi dimineață. Și ar fi tot certe? Și, da, ea acum m-a sunat ca să mă certe pentru o chestie care de-abia acum am aflat-o. Eu am făcut în casă și... Eu am uitat să închid ușa la apartament. ea este scrisă mama în telefonul tău? Da, e scris mama la mine în telefon. Da, mama? Cum e scrisă? Mama, tot mama. mama Ai două mama în tot. telefon. Eu am dat mami și cam el e scris viața mea. Sună înapoi pe mama ta. O da. sunt pe mama mea. Tot e mama. Tot mama, da. Eu înțeleg că o curios, oare cum mă ceartă Tania pe mine. <laughs> tania când mă ceartă, eu tac. Eu tac lumea crede că eu acasă scapește în general, ta ne vorbește eu. Da, asta nu e enervează? înainte, eu îi răspundeam înapoi. Dar de vreo 2-3 ani, adică am mai spus-o, taci și singur să liniștești, te după care sângurul vine la mine și mă întreabă altceva. Te adică, cuprinde și da, nu, te mă veci. mai, nu mă mai cuprinde, nu, nu mai, noi nu ne puim, E, 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 încă încă rămas puțin din perioada zaia, zaia, dar nu știu cum ne-am ne maturizat ori timpul ăsta, dar ne spunem tata și mama. Deja. Eu îi spun mama și el îmi spune tata. Dar cam cum vă spune? Da, mama, tata, da, da, e simplu. Cami e... Cam doarme cu noi. Cami sculcă sculc cu noi, uite, iar în nouă la noi e situația că ea vine mereu sculc între noi și pe trebuie să aștept până doarme la 12.30 și dacă nu dorm, nu adorm eu, eu și-o duc în camera la dânsa și vin. Știi, cei când vin, tare deja doarme, știi, adică... E departe drumul, dintr-o cameră în alta. Da, adică și nouă oare cum să-i spunem că noi nu i spunem că alea, nu duci și așa se vier, duci și tu că a, nu se poate cu noi, știi, adică... Noi, noi și ne bucurăm de prezența ei, că realizăm că o, o, o să treacă încă puțin timp și o să o, să o căutăm cu noi să dormi și e deja o să vrea în camera cealaltă. Hai să facem și, și mama. Sunăm la mama? Mama, mama. Mama de la Costești. Mama de la Costești. Hai să vedem ce zice mama. A, mai răspunde și mama, așa zic. Bine. Dar nu trebuie să răspund și mama. să răspundă. Trebuie să răspundă. Trebuie să să Hai, nu rog tu, nu am răspuns pe el. răspunde Da, i-am sunat-o ca să înțelegi că... Da. Nu rog, oameni. Nu rog. Ce faceţi? Nu no, dă-mi da, un ceai. Eu am sunat să ți spun cât te iubesc. Ce zici? Am sunat să ți spun cât te iubesc tare. Tu vorbeşti rău nu știu. ce. Am fost prin frig azi. Vezi? Am fost prin frig, mă, Am fost prin frig să mai iau ceva. Nu, no, prin frig, am avut. Eu, pur și simplu, îți punct, iubesc și gata. Am că mai iubesc, să e una, da. Dar deci, cum te sunt? Normal, mă, mai mă sunt, tot e bine. Eu, pur și simplu... Mă, când când ești în pat? <laughs> Vorbești pe gât sau și... Nu-i nu sau și nu s bolnav, mă îți spun că sunt în oraș. Și pur și simplu am vrut să te sun, să-ți spun că te iubesc și gata, nu s-ți bolnav, nu că nimic. Bun? Hai, eu te iubesc mult. Da, așa sunt mamele, grijulii. Totul da, tot ok. Am da. treabă asta, da. Se, așa să Se întâmplă numai la mine în familie, da. La mulți. Când suni mama și când îi spui te iubesc, mama, mai întreabă, dar și-i ce cu tine? Te îmbolnăzit? <laughs> tu tine. ai experiența asta. A, da, eu am făcut și experimentul ăla, adică eu sunt obișnuit. Vorbeam despre cam anterior. Mm. Faptul că voi îi oferiți atâta dragoste, atâta căldură, diferit de dragostea care ai avut-o la părinții tăi, nu? Da. Foarte diferită. Ce, ce are camii, n-am avut nici eu, nici tania împreună. Îi dăm timpul care noi nu prea l-am avut pentru că părinții duceau dimineața până seara la școală și ne-am singuri. terminând cu activitățile la care o înscriem când ne permitem jocuri, timp liber, prieteni, dormitul la uneori la colegi, colega ei, de prietena ei, prieteni de familie, adică normal că dăm totul. E, e fată, e fata noastră, e tot ce avem mai scump, mai sfânt. E, eu pentru să trăiesc. Da, dar uneori nu te întreb că e prea mult. Ce ea prea când mult? va crește mare. Ea când va crește mare, asta nu înseamnă că ea nu va fi educată. Sau nu va fi responsabilă. Dragostea niciodată nu e prea multă. Ceea ce vede lumea la televizor, ceea ce vede lumea pe Instagram, și din unele surse, pe departe e adevărul care e la noi în caz. Că ele nu este o fată, e o față răsfățată, adică noi o răsfățăm pentru că așa vreau eu. Dar asta nu înseamnă că eu noi nu-i noi dăm educație, că noi nu vorbim cu ea, că așa nu-i frumos, că noi nu certăm pe sau că noi nu-i interzicem multe, noi interzicem multe ca orice copil înainte, mult, noi luptăm cam eu, în care e nevoie de foarte multe sfaturi din partea noastră ca părinți și noi luptăm cu asta și noi avem și noi piedicile noastre. Vrei, nu vrei, asta e generație nouă. Dar eu că îi dau unele momente cam ele, asta nu înseamnă că nu lucrez asupra aspectului educațional. Eu lupt cu asta, eu am i-au TikTok-ul. Și cum a reacționat? n are, n are control. Știi, la noi în familie se întâmplă exact cum a fost și la, la mine la Costești. Cu mama îmi mi răspunde înapoi, dacă ne vorba de tata... Exact Cam mi are frică de tine. Nu că are frică, dar ascultă mai mult. Ascultă mai mult, ascultă mai... Na, eu vrei, nu vrei. Eu lucrez foarte mult cu, cu mimica, cu dânsa, cu fața și nu e necesar să strig la dânsa, doar să-i fac chipul care trebuie și ca mi înțeles că nu trebuie de făcut asta sau asta. Viața ta întotdeauna este mediatizată. Tu spui totul sau păstrezi secrete în culise? cum mă un om foarte deschis, voi faceți story. ce fac story, dar eu niciodată nu scot în arăt ce am în casă. Foarte rar arăt ce am în familie. Foarte rare ori eu pun poză cu Tania. Tania cu mine. Eu nu sunt adeptul să arăt ce am în casă. Ce lucruri am în casă. Că ce mănânc eu. Cine sunt. Pentru și cu ce ocazie eu trebuie să arăt ce mănânc eu, cu ce ocazii trebuie să arăt eu ce tehnică am în casă, cu ce ocazii trebuie să arăt eu în general cât camere am eu în casă. Eu nu sunt adeptul la ideea asta. Spre deosebire de alții, nu mă interesează viața lor. Exact asta se întâmplă și în relația mea de familie cu Camelia și Tania. Mai punem câteva stories. Dar ceea ce ținem de... Mm. Zaica mai ia trebuie să-ți dau un pic, să arăt la toată lumea de dimineață, noi nu suntem așa. Asta suntem noi. Asta e ceea ce mă bucur că au în familia noastră. Noi, nouă, ne place să stăm în umbră pentru că cu cât mai bine și mai ascuns stai în umbră, cu atât e mai bine pentru familia ta, nu o trebuie să știi. Care a fost cea mai lungă perioadă când voi doi nu ați vorbit? Dar în orice familie există o oră, două, cinci... O săptămână. Au fost așa momente? Mm. Au fost momente de ceartă mari. Mai aprinsă. Au fost momente când am vorbit o zi, două. Dar, vrei, nu vrei, situația din familie te impune să vorbești. Eu fiind omul care de fiecare dată când vin acasă sun și întreb soția ce trebuie să cumpăr acasă de mâncare, eu fiind supărat tare pe dânsa, dar eu știu că sunt obligat să o sun să întreb ce trebuie de luat mâncare. Și în momentul ăla când tu ești certat și te formezi numărul și... Adică și tace. <laughs> Știi, adică are și ea mândrie ei, Și eu zic, mm. <laughs> știi că îți dai seama că îmi suni, ea ți răspunde înapoi la fel și primul trebuie să încep. Și, mm. și ea tace, vorbește și trebuie o cosă de lot. Așa, parcă nu-ți vine să întrebi, <laughs> dar știi că trebuie. Și pe acolo mai vine așa că, nu știu, e și vrei. Nu știu ce vreau, dar spune că cam de obicei la noi nu prea mănâncă, ci mâncăm noi. Și de obicei trebuie să mă ca să mâncăm toți trei. Încet șor, încet șor, așa. Coți din ea. Nu, că și eu n-am plăcerea când eu sunt nervat pe ea tot, când nu vreau să vorbesc cu sunt să Să obligat. un SMS. Hai cu sms le poți să te joci mai de zi, o zi acolo și trebuie de luat știi, chestia asta, ca și cum ești supărat și nu vorbești cu dânsa, dar ai scris în și trebuie luat, pâine, pâine, o lege bun, e vin acasă ca și cum noi suntem supărați suntem certați, știi de unde? și vei acasă, vrei, nu vrei, încet ba cam ele începe vorba ba trebuie ceva, spună asta e familia, când asta e familia, te na. leagă ceva, asta tot se ca întâmplă, un ghiam asta se întâmplă la mulți, te impun situațiile de ce stați? Când am început interviul, vorbeam că tu nu mai servești de ceva timp. Da. E o bucurie pentru Tania? O da. O da. O da. Eu am impresia că Tania nu s-a așteptat anume la chestia asta, că eu am să las băutura. Tania nu spune asta, dar eu sunt că e bucuroasă în că... Eu am avut doar perioada aia mare unde prezentam multe nunți și de fiecare dată când vinem acasă de la nunț, eu mirosam alcool. Pentru că eu eram tolea glumiețul, care ca să glumească cu lumea, trebuia să servească 200-300 de grame de cuneac, ca să mă apuci. că așa era vorba, ca să mă apuci. Eu credeam că fără cuneac eu nu pot să-i Și mai ales când aveam 4-5 nunți la rând, și tot efectul, de fapt, asupra ta l-a avut uh, șocul cel emoțional din morga? Asta a jucat uh, fiesta uh, la tot? Unul din motivele, ăsta asta a fost cu morga, după care uh, eu am observat când am început cu de slăbire că dacă nu servesc alcool, eu nu mă balonez așa mult și nu, nu mă îngreș așa de repede și nu fac burtă așa de mare. Asta e un motiv. Deci, astea sunt uh, motivele mai principale alcoolul și eu de multe ori eu realizez faptul că eu de multe ori serveam alcool fără să vreau, dar nu puteam refuza. Și m-am gândit că de prost eram eu. Câte... Acum o să ni să insist cineva la mine să zic hai, tolea, hai să bem un par de bere și eu să-i spun, nu, nu beau Ei, dar totuși câte un pic așa, acasă, uneori acasă, Acasă vin. Repet, vin. Câte un pahar de vin, Așa, la o masă, cu soția, ciocnim, camelea, compot, ciocnim. Ok, ca să meargă mâncarea mai gustoasă, fără vin, e clar. Uite, n-am folosit deloc uh, testele acestea din întrebări și nici nu știu dacă e cazul, dar cel puțin am făcut un search pe Google și am vrut să văd uh, care sunt uh, cele mai în vogă, cele mai căutate despre tine și mi-au apărut materialele de lași de satana gluminus, schimbare fizică, tu la care vrei să te oprești? Te lași de satană. Asta e farsă care am făcut eu. Una care a fost prea dură când am făcut-o pe prea auto și numele toată nu... numele Te <gri> lași de satană, Grigore, lași una din farsele de top, ale mele. Da... Uh... Ce mai era acolo? Dar ai mai repetat cumva asta? Deja nu, acum nu, n-aș mai face așa rău. Nu, asta e o farță care nu, nu trebuie să o mai fac. Eu când îți urmăresc storile, mă gândesc întotdeauna atât tare te-ai fi potrivit în actorie. Ai niște momente atât de credibile și de feriești. Ți-a mai spus cineva? Da, mă aștept pandemia. Aștept să apară filmul pandemie, în eu sunt, mai sunt acolo în vreo două, trei scene. Nu uh, Mi-a mai spus lumea, în cazul unor oferte, eu aș fi disponibil, eu aș fi bucuros să da. merg și pe latura asta. Nu te-ai mai lipsit de la Deana Rotaru, pentru că ea a făcut actorii, de fapt, și voi sunteți de ceva vreme colegi? Cine este Deana Rotaru? Cine este Deana Rotaru? A. Ah, Fata blondă. De la PRTV? Da. Fata? Ea a făcut actorii întâi de toate, nu? Sunt foarte multe cazuri când oameni care fac actorii 10 ani sunt mult mai slabi ca cei care n-au făcut niciun, act niciun an actorie, dar au experiența de viață. Crezi că este partenerul perfect al tău de TV? Diana? Da, păi la moment, cu dânsa lucrez, nu? Spate și mai bine. Dar singur avantaj al Dianei față de alte fete alți parteneri e că eu cred că nici o fată nu ar fi acceptat să lucreze cu mine la modul cum eu o abordez cu dânsa. Cum vorbesc cu dânsa, cum fac glume pe tema ei, aici de a arătare are plus. Când înțelegi gluma, eu, dacă aș face, am impresia că mișto sau glumii pe seama, la altă fată, am impresia că eu îmi vine bărbatul a zile la... Dar Diana e o fată care m-a înțeles, a înțeles firul, a înțeles care e treaba, a înțeles că băi, Mielnic face așa pentru că așa se cere, vrei nu vrei undeva sprindi prindi gluma asta. Diana aici are în plus, adică e singura fată care ar fi, ar fi acceptat așa glumii din partea mea. Eu nu cred că alt fată ar rezista. Eu am mai încercat cu alte fete să lucrez la radio și unele au ieșit așa mai, mai cu lacrimi, că au spus că nu vor să mai lucreze cu mine. Atât ești de arogant, de Atât de... eram, eram, eram. Că eu vorbesc acum de trecut. Ce ce se întâmplă cu Diana E și show, e și realitate. De Dar an, tu ești real, fapt. Tu vorbești pe bune, tu crezi în ceea ce spui da, eu și cu, nu o faci teatrală. Da, eu, eu sunt real la PRTV, eu așa cum, așa cum sunt în viață, așa la prate. Eu uneori ești obligat să mai faci așa, să mai exagerezi în unele momente ca să dai plăcut la TV sau să dea, mă rog, niște emoții. Ce te supără cel mai mult pe tine? La oameni, în general, ce te supără pe tine cel mai mult? Uh, situații, oameni, momente Nu că supăr Eu fug de oameni, eu fug de relații Eu nu vreau să mă împrietenez cu nimeni Nu ai prieteni? Am Doi, trei Care încă cred că sunt prieteni Dar eu Multă lume Își face impresia că eu sunt arogant Anume când ei încearcă să îmi cu mine și eu nu le răspund. Eu, nu sunt, om, eu sunt omul care iubește, salut, salut, ce faci, cum la tine ești bine, da, mă bucur, mersi mult, am plăcerea, ne mai vedem altă dată. Dar nu, nu mai vreau să, să mă împretenesc cu nimeni. Te-ai dezamăgit? Da. Nu există prietenii? Nu, că nu, există prietenii. Eu am, m-am ars de câteva ori și nu mai vreau. Ei, nu doar chestia asta. Nu, nu, vreau. Eu mai bine decât să rămân a, câta oară dezamăgit de cineva, mai bine nu mă împretenesc și nu îi dau voi ca el să mă dezamăgească. De asta eu multă lume nu că nu accept. Salut, salut, hei, colegi, sau... Dar nu sunt de acord cu prietenia. Sunt câțiva prieteni, am doi, trei prieteni care nu că eu le-am propus prietenie, dar ei s-au băgat atât de mult în mine și m-au convins așa de tare că pot să am încredere în și că într-adevăr eu sunt cu dânșii. Dar în rest, eu n-am nevoie de prieteni și nu mă mai apelați. Salut, salut, colegi, bine. Și eu nu vreau să te dezamăgesc pe tine, nici tu pe mine. Cât e de bine fără prieteni. Tu ai o carte permanentă, îmi cu ea să citești? Asta e o carte care ți-am adus o ție. Pentru că eu sunt doile la tine. Al doilea? Primul de nu? Am înțeles, mm. da. Eu am înțeles. Ceilalți să înțeleagă. Ah. Tine s bine. Ți-am adus uh, iubirea să în doi? Aveți? Ghidul cuplului durabil. Da? Uh, cartea asta E doar atunci când o să încerci să te atașezi de cineva mult, sunt unele momente care ar putea să prindă bine, unele sfaturi, să eviți unele negativisme, unele certuri, unele situații neplăcute. Asta e o carte care atunci când o stăiți pe copertă, să minte că timp de o oră, noi doi am fost în față la un lemn cu un pahar de vin spumant. Ce romantic. Cu multă spumă peste <laughs> pantaloni. Apropo, s-au uscat pantalonii? înăuntru sunt umed. Din afară am doar pete. Am înțeles. Eu îți mulțumesc mult pentru carte. Da, iubirea iată. se construiește în doi apropo despre iubire, iubirea trebuie dădăcită foarte mult sau nu Ce neapărat, trebuie? dădăcită trebuie să fii foarte eu cu ea eu am învățat o, o chestie bună vrei, nu vrei, dar ca să-i faci bine omului spune ceva bun spune ceva drag uneori chiar dacă tu nu vrei să-i spui asta dar spune omul exaudă asta. Cât de important e un cuvânt drag unei persoane care, cine știe, tu poate, cum spunea și mai devreme, poate schimbi nu că viața, dar ziua, ora, starea. De asta, uneori, iubirea trebuie spus. Nu numai arătată. Cât de des ești, ești sincer cu tine? Eu mereu sincer. Eu sunt foarte sincer. Eu, de multe ori, sunt criticat de să că spre sincer. Chiar și în stories. Rețelele sociale. Evenimente. Emisiuni pro TV anunț, mă roagă, dar nu mai spune atât. De, de tine sau din, familie sau în general. Nu mai spune atât. Ajunge să fie atât, atât, de direct. Atât de sincer. Eu sunt foarte sincer. Eu nu, mai ce, eu nu, mai am, eu ce ascunde. Eu, eu acum sunt într-o perioadă de olin. Știi ce e olin? Nu. Ca la boicher. Va bancă. Adică eu acum vă arăt tot ce am eu, tot ce pot eu oferi, tot ce sunt eu și tot ce sunt eu ca, ca om și ca emoții. Și ca. Eu mi-am pus va bancă toată cariera și tot ce sunt acum. Acum vă arăt tot ce sunt eu. Ce-ai vrea să-ți spui tu ție? Ce să-mi spun? Ce să-ți spui? Poate ai vreo replică care ai vrea să-ți o spui? Da, dacă aș fi sincer. Ai vreun mesaj care ți l-ai spune ții? Tu spuneai anterior că omului trebuie să-i spui întotdeauna ceva frumos. Îl poate schimba în acea clipă sau îi poate schimba starea sau nu știu ce acțiune. Tu, acum, ce vrei să-ți spui? Fii bărbat. Anume ție. Fii bărbat. Sunt unele momente când eu uit de asta. Și acasă, și undeva în alte împrejuri, undeva noi uităm să fim bărbați. Așa sunt situațiile dar asta mi-ar spune de fiecare dată. Asta spune foarte mult, fi bărbat. Fii bărbat, Anatol Melnic. <chină> fi femeie, Zina. Mersi da. mult. Dar replica fi bărbat vine de la tatăl tău? Da. El m-a crescut cu vorba asta. Să fii bărbat și o să câștigi în viață. Să rămâi bărbat. Oprim aici. În serialul următor vorbim despre fi bărbat.